Bună ziua, dragi ascultători! Vă spunem astăzi de la Radio Shalom România, ora de muzică clasică, mari muzicieni, Alex Brucker și Maria Popa. În această emisiune avem plăcerea să ascultăm muzica interpretată de inegalabilul pianist român Dan Grigore. Maestru Dan Grigore a fost invitat în studioul Radio Shalom de multe ori, fiind prezent în această emisiune la Radio Shalom, emisiune care este de fapt inițiată de Iancu Zuckerman și a avut plăcerea să fie în aceste emisiuni de foarte multe ori, care credem că la un moment dat, în emisiunile următoare, să facem o reluare la una din aceste emisiuni care l-a acordat la Radio Shalom lui Iancu Zuckerman. Dar în această emisiune, astăzi, spunem câteva cuvinte, pentru că Dan Grigore, pianistul Dan Grigore, urmează să împlinească o vârstă frumoasă și urăm și pe această cale, în emisiunea noastră, mulți ani, să fie atât de spiritual și în continuare să ne bucure cu muzica și cu dăruirea pe care o face în meseria aceasta de pianist. Dan Grigore spunea mari profesorul său profesorul său, Mihail Jora, spunea despre Dan Grigore că este un talent excepțional. Deci a fost academicianul Mihail Jora, i-a fost profesor și considera că Dan Grigore are un talent de excepție. Iar Sergiu Celibidache, dirijorul nostru, marele nostru dirijor, îl considera ca fiind printre cei mai mari din lume. Cu Sergiu Celibidache, în 1996, a susținut trei concerte la München, cu Filarmonica din München, unde, de fapt, a fost ultimele, din păcate, trei concerte sub bagheta marii nostru dirijor Sergiu Celibidache. Și, de fapt, Sergiu Celibidache a spus că este singurul pianist român cu care a dorit să colaboreze. Acum să ascultăm sub interpretarea maestrului Dan Grigore o piesă care ne-am propus-o de piesa care ne-am gândit acum că va fi pusă în emisiune, piesa Ala Turca de Mozart. Audiție plăcută! Thank you.
Grigore, pianistul Dan Grigore, putem spune că talentul său muzical, după cum ne spunea și ne întâlneam cu dânsul, moștenea de la mama lui. Și a cântat pentru prima dată la vârsta de 3 ani și urmând să ia lecții de pian la vârsta de 6 ani cu Eugenia Ionescu. A continuat după aia studiile cu Florica Mușăcescu și cu academicianul Mihail Jora, armonie și compoziție. A fost foarte bun prieten și cu marele nostru compozitor, George Enescu. Și pentru acest lucru, el a debutat la vârsta de 14 ani într-un concert cameral Enescu la sala Daves. Asta se. Deci, și acum, în această prietenie pe care a avut-o cu Enescu, a primit și o bursă acordată de principesa Maria Cantacuzino Enescu. Deci, bursa aceasta pe care a primit-o în perioada fiind 1961-1965 și a dat dreptul să a folosi pianul lui George Enescu. Să ascultăm în continuare o altă piesă pe care ne-am propus-o în această emisiune, un Chopin interpretat de pianistul Dan Grigore, vals în C-sharp minor, opus 64. Thank you.
pentru prietenia bună pe care a avut-o cu compozitorul nostru George Enescu, în interviurile date de Dan Grigore, acesta citează ce spune George Enescu în 1916 și anume că nicio artă nu te apropie mai sincer de credință, mai puternic de adevăr ca muzica. Așa spunea George Enescu și așa se explică de ce mai toți muzicienii sunt niște mistici incorigibili. Într-adevăr, muzica este liantul, este comunicarea prin care noi putem să facem, să transmitem foarte multe și să depășim lucruri care incredibil altele nu pot să le facă. Iar Dan Grigore, prin muzica pe care o cântă și ne-o transmite din trăirile lui și din cultura lui muzicală, ne fascinează. Și acum dorim mai departe să ascultăm, ne-am propus să ascultăm un concert, concertul de pian de Ravel în ga major. Audiție plăcută! Thank you.
Să spunem acum ceva care, de fapt, m-a impresionat personal pe mine într-un anumit interviu al Dan Grigore, în care povestește despre memorie. Memoria este un dar fundamental al civilizațiilor, spune Dan Grigore, și în același timp putem să avem să avem cultură, spiritualitate, credință, mituri, fără să avem civilizație. Civilizația începe din momentul în care există memorie. Și spune că profesorul Moisil era teamă deci teama venea că este mai greu să prevedem trecutul decât viitorul. Teama de a falsifica trecutul. Această teamă de a falsifica trecutul, de a ni se fura trecutul și de a nu cunoaște cine suntem noi ca destin istoric. Este foarte profundă această relatare despre memorie a lui Dan Grigore. Este un bun eseist, un bun filozof, putem să spunem, Dan Grigore, pe lângă muzician. Acum continuăm să ascultăm Apasionata, sonata pentru pian numărul 23 în fa minor de Beethoven.
Să nu amintim colaborarea foarte frumoasă pe care pianistul Dan Grigore a avut cu cela de la Vrancea, a fost sub îndrumarea dânsei și a avut o colaborare artistică foarte bună, îndelungată. Acum, spre final, vom pune să ascultăm două piese de Johann Sebastian Bach sub interpretarea pianistului Dan Grigore. Am zis că punem un preludiu, numărul 8, și un coral, cântata 147. Audiție plăcută!
Îi dorim maestrului Dan Grigore viață lungă, la mulți ani și îl așteptăm să vină în emisiunile noastre la Radio Shalom, așa cum a făcut-o de multe ori. Până data viitoare, Alex Brucă și Maria Popa vă urează multă sănătate, pace în lume, pace în Israel, Shalom!